O delegație de studenți ai Academiei de Poliție din Germania, care fac un schimb de experiență cu studenții din România la Câmpina, au sosit joi să viziteze și cetatea de Scaun. Aceștia au fost întâmpinați la sediul Crucii Roșii. Ne bucurăm pentru vizita dumneavoastră și pentru relația bună care domnul comisar, domnul Tomescu are cu Crucea Roșie Dâmbovița. We are glad for your visit and for the relationship, the good relationship between Mr. Tomescu and Red Cross Point Dâmbovița. Primi salutul nostru de bun venit în Dâmbovița și în special la Crucea Roșie. Please receive our great salute and welcome in Dâmbovița, especially in Red Cross. Filiala județeană are o colaborare destul de bună și apreciată la nivelul județului Dâmbovița cu o serie de întreagă de factori județeni. This Red Cross Point from Dâmbovița has very good relationships with other organizations who can be involved in a Red Cross mission here in Dâmbovița or in other activities. Am căutat ca prezenți la această întâlnire să participe reprezentanții din cadrul Ministerului de Interne, pentru că dumneavoastră reprezentanți acolo sus, la vârf, acea ramură cu care se colaborează destul de bine. Așadar, studenții au cunoscut reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție, cei ai Jandarmeriei și cei Inspectoratului pentru Situații de Urgență Basarab I Dâmbovița. Totodată, aceștia au vizitat punctele turistice din Târgoviște. M-am gândit că este bine să arătăm studenților și un alt oraș, o altă zonă, în afară de Câmpina și de zona din Prahova. Am ales Târgoviște nu doar pentru că eu locuiesc aici, ci pentru că Târgoviștea, ca oraș, are ce să arate lumii civilizate. Avem o relație profesională veche, reprezintă o unitate de învățământ din Germania cu vechi tradiții. Potrivit site-ului Poliției Române, școala de agenți de poliție Vasile Lascăr are o strânsă și benefică relaționare cu școli sau instituții poliționești din străinătate. Astfel s-au creat parteneriate cu școli similare din Franța, Germania și din Ungaria, școala fiind implicată și în proiectul Agiscepol al Uniunii Europene, ce are ca scop cooperarea poliției dincolo de granițe împotriva criminalității. Acest proiect presupune cooperarea cu instituții similare din Italia, Lituania, Cehia și Portugalia. Colaborării cu instituții polițienești din alte state ale lumii i s-a adăugat și participarea unor cadre ale școlii la misiuni internaționale sub egida ONU în zone sensibile ale lumii, cum ar fi misiunile desfășurate în Kosovo, Bosnia, Herțegovina și Haiti.